Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție, emisiunea noastră și destin. Ca de obicei, vă prezentăm predicții astrale pentru perioada următoare. Astăzi ne vom ocupa de intervalul 27 august 3 septembrie. Și este foarte important acest pasaj pentru că a fost, de exemplu, faza foarte importantă de altfel de lună plină cu sincronizarea sau sincronicitatea, dacă vreți, de eclipsă de lună și ceea ce a venit ca încărcătură în acea zi de 18 august, deci acum o săptămână, fix o săptămână, își va derula încărcătura, energiile și efectele în perioada aceasta și în cea următoare de timp până la momentul de lună nouă care va avea loc în ziua de 1 septembrie undeva pe axa Fecioară-Pești la grad 9 și 20 și ceva de minute, asta însemnând undeva în jurul orei 12 și 10, 12 și 15 ora României, deci ziua de 1 septembrie, foarte importantă pentru că la orice fază de lună nouă puteți să începeți ceva sau puteți să continuați ceva de unde ați lăsat, cu condiția ca în următoarele două săptămâni, cel puțin două săptămâni, să puteți să vă țineți de acel lucru, proiect, problemă, chestiune și așa mai departe, ca să o puteți finaliza. Dar nu trecem mai departe, înainte să vă arăt din nou, pentru cei care n-ați apucat, numărul 109 al revistei Cosmos a apărut pe piață de aproximativ o săptămână. Deja vreau să vă spun că m-am uitat la multe chioșcuri când merg în drum spre studio sau cu diferite treburi prin oraș. Începe să dispară subtil și repede, deci mergeți repede, repede și căutați-o, luați-o pentru că aveți, de exemplu, la pagina 23 aveți programul televiziunii 6 TV actualizat. Au mai intrat cam de vreo lună și ceva în grilă emisiuni noi și este bine să le aveți ca și orar de desfășurare ca să nu le pierdeți, pentru că aveți foarte, foarte, foarte multe de învățat. Nu mă spune mai multe, o să vorbim despre astfel de lucruri cu ocazia altor emisiuni când avem mai mult timp, însă este foarte important, de exemplu, pentru că ați văzut cum este coperta această eclipsă din punct de vedere astrologic, o să aflați în paginile acestui număr 109 ce rol au eclipsele și ce însemnătate, ce efecte, ce amprente își pun în viața noastră de zi cu zi, chiar dacă noi nu suntem atenți, acest fenomen oricum își lasă amprenta asupra fiecăruia dintre noi, atât de la nivel individual, cât și colectiv. Și nu e de mirare că în viața noastră de zi cu zi ne trezim la un moment dat că reacționăm ciudat, de o manieră care de obicei o recunoaștem că nu ne aparține și atunci ne întrebăm ce s-a întâmplat, de ce am reacționat așa. Ei bine, datorită unor astfel de momente în care au loc eclipse de lună și de soare. De altfel, și în intervalul acesta pe care îl analizăm, 27 august, 3 septembrie, avem cel puțin 3 momente importante. Avem intervalul acesta 27-28 cu o zi foarte importantă pe 28, deci duminică, când luna face opoziție cu Pluton și cuadratură cu Uranus din Berbec, Uranus care este retrograd, chiar înainte de a intra Mercur în deplasare retrogradă în ziua de 31 august și pe fondul acestor chestiuni avem poziția lui Mercur plasat pe fecioară în ultimele două grade în conjuncție foarte strânsă cu Jupiter și Venus. Deci weekendul următor va fi destul de important. Această tripletă Venus-Jupiter-Mercur de pe fecioară nu face niciun aspect negativ, din contră acțiunea sa este una benefică, dar prin faptul că este chiar
înainte de a intra în deplasare retrogradă, Mercur poate să spună amprenta chiar din weekend asupra multor detalii la nivel personal, individual și de colectiv, pentru că Jupiter, fiind planetă interpersonală, el face legătura cu grupurile mici de oameni. Și în felul acesta se pot semnala pierderi de acte, documente, legitimații, carduri, mai ales că Jupiter, care este în conjuncție, poate să însemne factor bancar. Deci se pot pierde o grămadă de carduri, de debit, de depozit, de, știu, tot felul de carduri la purtător, deci mare, mare atenție și atenție la detaliile în care vă aflați, pentru că din atenție acela este detaliul pe lângă care treceți neobservați și care va declanșa probabil pierderea sau deteriorarea unui astfel de bun care îl aveți la purtător. Un alt moment important este pasajul 30-31 august, de fapt 29-31 august, când Luna tranzitează Leul și face un trigon la conjuncția Marte-Saturn din Săgetător cu acest Saturn retrograd. Deci vorbim despre posibile afectări de funcții, ranguri, onoruri, demnități, posturi chiar, în conjuncturi în care decizia poate să fie foarte restrictivă, adică să fie o decizie care îngrădește foarte mult anumite circumstanțe, anumite parametri, anumite posibilități. Un al treilea moment foarte important, cum spuneam, este cel al lunii noi, din data de 1 septembrie, când această conjuncție foarte apropiată Lună-Soare este la doar 3 grade de nodul nord, deci este iarăși un moment foarte important pe data de 1 septembrie. Atenție la ceea ce faceți, pentru că această fază de lună nouă vine și prin cuadratura la Săgetător, unde se află Saturn retrograd în conjuncție cu Marte, își pune amprenta asupra nivelului decizional și organizatoric, mai ales la nivel de decizie, inițiativă și organizare a problemelor. Și acum să intrăm în derularea propriu-zisă a zodiilor, începând ca de obicei cu zodia berbecului. Ceva probleme de familie, cam tulbură weekendul nativilor în 27-28 august, fiind vorba de bugetul personal care nu prea permite anumite cheltuieli care totuși sunt necesare, adică trebuie să cumperi ceva, dar constați că nu prea ai suficienți bani. De aceea, berbecii trebuie să rămână flexibili față de eventuale solicitări din partea prietenilor, deși asta s-ar putea să-i nemulțumească. Pot fi tot felul de solicitări, inclusiv pecuniare. Berbecii încep săptămâna cu cheltuieli ce țin de latura creativității aplicate în 29-30 august, în ceea ce privește implicarea lor în diferite acțiuni, activități, proiecte, afaceri, treburi administrative, unde sunt solicitați pe baza experienței pe care o au. În același timp, este important să fii atenți în actualul context astral la modul în care, din punct de vedere al activității, interacționează, relaționează cu colegii, cu șefii, deoarece pe partea de comunicare, de capital de imagine, pot avea parte de rezultate foarte bune. Deci, în funcție de cum știu să vorbească și să-și prezinte punctul de vedere, pot să aibă parte de câștiguri foarte importante. Asemenea, chestiuni se pot manifesta de manieră mai amplă în ziua de 1 septembrie, deci la faza de lună nouă, când sunt posibile evenimente cu caracter personal ce țin de activitate și de relația cu șefii sau, după nuanță și caz, cu structuri ierarhice oficiale. Dar atenție pe latura decizională și organizatorică în ziua de 1 septembrie pentru a evita consecințe neplăcute cauzate de eventuale dispute de atitudine. Deci nu sunt recomandate astfel de lucruri sub nicio formă. Unele inițiative pot fi bruiate de discuții contradictorii, iar în mediul relațional partenerial, nativii dispun de oportunități de a-și rotunji veniturile cu sume moderate. În ziua de 2 septembrie,
berbecii ar face bine să-și analizeze mai bine obiectivele planificate, deoarece există detalii nerezolvate care pot să întârzie rezultatele pentru care ei lucrează, cel puțin în folos personal. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 27, 28 și 29 august și 1 septembrie, discuții, nervozitate accentuată și impulsivitate și zile mai bune, 30 și 31 august și 2 septembrie. Pe partea de sănătate se mențin atenționările în ceea ce privește zona digestivă în 27 și 28 august, atenționare de altfel și în privința zonelor renală, hepatobiliară, circulatorie, cardiovasculară și lombară în intervalul 1-2 septembrie. Taur. Nativii au posibilitatea să-și desfășoare destul de meticulos activitatea în săptămâna care urmează. Tocmai de aceea, în weekend 27-28 august, își analizează posibilitățile de câștig financiar și își estimează șansele de a avea rezultate în acest sens, chiar și din punct de vedere extraprofesional. Pot să fie, de exemplu, unii nativi care să-și ia un job part-time sau ceva similar pentru a-și rotunji veniturile. Mai ales că au cam cheltuit ceva bani și au nevoie să-și refacă acum rezervele pecuniare. Mai fac și un drum pe la rude ca să rezolve chestiuni de familie importante. Deci asta în weekendul următor. Pentru Taur, săptămâna aduce în intervalul 29-30 august provocări și promovări pe de altă parte, dar și motivații și posibile blocaje care țin de latura organizatorică și decizională, de proiecte și activități în care abilitățile de gestionare a situației în sine cere destul de experiență. Totuși, nativii se descurcă suficient de bine în noianul detaliilor, cu toate că acestea le solicită din plin creativitatea și capacitatea de planificare ordonată, mai meticuloasă decât de obicei, în condițiile în care, de exemplu, pe partea de personalitate și de poziție socială, în această săptămână pot persista situații și aspecte tensionate de genul celor care pot să le pună sub un anumit grad de risc randamentul activității. Pot persista și conflicte de opinie în intervalul 1-2 septembrie datorită unor aspecte la nivel de detaliu ce ar putea intra în contradicție cu ceea ce doresc taurii să obțină, mai ales din punct de vedere pecuniar. Iar consecințele pot duce la pierderi care s-ar putea să amprenteze negativ posibilitățile materiale financiare, mai ales acelea care vizează educația copiilor. Sunt posibile în perioada aceasta rupturi, pierderi de acte, de documente, schimbări de statut, mai ales în ziua de 1 septembrie. Pe de altă parte, se pot obține aprobări importante pentru nativi din punct de vedere pecuniar. Li se poate aproba, de exemplu, un împrumut de care au nevoie pentru diferite chestiuni personale. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 29 și 30 august și 1 și 2 septembrie se poate manifesta orgoliu în plan afectiv și impulsivitate emoțională și zile bune 27 august, 3 și 4 septembrie. Atenție la zona digestivă în seara zilelor de 27 și 28. De asemenea, atenție la zona cardiovasculară și intestinală, precum și la cele circulatorie, la zona articulațiilor, șold, de exemplu, și la pancreas în intervalul 1-2 septembrie. Gemeni. S-ar părea că și ei cheltuie niște bani împreună cu familia, cu prietenii sau cu rudele în weekend, dar aspectul care îi determină să procedeze astfel se referă mai mult la nevoia de a impresiona pe cineva din anturajul amical cu anumite veleități personale. În 27 august, gemenii chiar vor să facă o impresie foarte bună față de multe persoane, unele dintre acestea fiind persoane feminine din anturaj, deși s-ar putea să aibă anumite nemulțumiri mognite care să le strice puțin tonusul pe alocuri, iar asta s-ar putea întâmpla datorită unor divergențe de opinie cu persoane masculine, poate să fie, de exemplu, și tatăl sau alte persoane care masculine, bineînțeles, cu care s-ar putea să nu se pună de acord în ceea ce privește ideile și inițiativa lor. Pe fondul acestor aspecte, nativii încep săptămâna cu oportunități și momente foarte bune din punct de vedere al mediului relațional partenerial. În 29, 30 și 31 august, pe partea de decizie, de inițiativă,
de organizare, ei pot gestiona chiar elementele foarte importante ale muncii în echipă, datorită valorii pe care o au. Cum s-ar spune, ei pot să preia în aceste 3 zile grosul operațiunilor, al activităților de la ceilalți colegi și ei o canalizează pentru a-i da un curs sau o direcție de concretizare foarte bună. Sistemul relațional comportă unele avantaje în privința posibilităților de afirmare în acest interval 29-31 august, deci gemenii ar trebui să profite de aceste conjuncturi favorabile pentru a-și îndeplini unele obiective personale în privința profesiei. Deci chestiuni care țin de cerințe personale, de a le conecta într-un fel cu profesia. Intervalul 1-2 septembrie readuce în prim plan situații destul de dificile la nivel de capital de imagine, de decizie și de organizare, cu precădere ziua de 1 septembrie fiind una în care vor fi tensionați, solicitați, provocați pe partea abilităților profesionale, a activității mediului relațional partenerial și este bine să fii atenți la ce semnează, ce discută și la ce se planifică pentru a nu comite erori care să-i coste destul de mult mai târziu. Și asta pentru că e o zi, această zi de întâi, care le poate marca existența foarte mult pentru cel puțin următoarele 5-6 luni de zile. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune sunt 28 august, 1-2 septembrie, se manifestă capricii, frustrări emoționale și zile bune 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se menține atenționările în privința zonei digestive, a aparatului excretor în 28 august, atenție și la etajul cardiovascular, hepatobiliar, renal, intestinal, circulator și la etajul lombar în intervalul 1-2 septembrie. Rac. În weekend, nativii s-ar putea să se lovească de o problemă pecuniară în 27-28 august pe fondul unor chestiuni care pot avea legătură cu unele înțelegeri făcute anterior cu persoane din anturajul relațional referitor la elemente socioprofesionale. Poate înțelegerea s-ar putea să nu fie onorată sau racii sunt capricioși, de exemplu, că mai pot fi și astfel de situații și nu își țin partea de învoială că nu mai au chef sau li se năzare să schimbe conduita. Ori persoanele respective nu sunt în măsură să onoreze așa ceva, această înțelegere stabilită anterior. Pe de altă parte, anturajul este favorabil din punct de vedere al micilor beneficii pecuniare. Se poate să facă și un drum la rude sau la prieteni, ori acestea să-i viziteze pentru chestiuni care să fie celebrate în familie. Săptămâna aduce racilor în prim plan, în intervalul 29-31 august, oportunități foarte bune de afirmare profesională, munca în echipă se desfășoară cel mai probabil la cote efervescente, pot să încaseze și ceva bani în plus, fie de la locul de muncă, fie extra-profesional, și unde mai pui că s-ar putea într-o mare proporție să fie și remarcați de către șefi pentru decizii și organizare impecabilă și eficientă în activitatea desfășurată. Atenție totuși la partea de aplicare concretă a unor detalii planificate. Acestea pot să fie întârziate sau date peste cap, încurcate, datorită unor neînțelegeri care pot să provină din partea colegilor de muncă, de exemplu, ceea ce poate duce la mici conflicte verbale, dar tăioase în același timp. Iar asta nu dă bine, evident, pentru imaginea racilor, indiferent de poziție socială și de domeniul activității. Este recomandată o atitudine flexibilă și diplomatică pe partea de comunicare pentru a aplana asemenea momente tensionate. Mai pot fi momente în ziua de 1 septembrie când nativii se pot confrunta cu decizii contradictorii care nu le convin referitor la participarea sau implicarea lor în proiecte, în planificarea unor activități sau în afaceri, afirmarea lor fiind bruiată de atitudinea altor colegi sau colaboratori ori asociați, depinde unde lucrează racii, precum și de aspecte restrictive care îi nemulțumesc.
Deci, mare atenție la modul în care se derulează aceste aspecte. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune sunt 27-28 august, 1 și 2 septembrie. Se pot manifesta frustrări, capricii, impulsivitate, gelozie, mai ales în perechile tinere, evident. Și zile bune 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se mențin atenționările în ceea ce privește zona renală, digestivă în intervalul 27-28 august, atenție de asemenea la etajul cardiovascular, cel hepatobiliar, respirator și circulator în intervalul 1-2 septembrie. Leu. Casa muncii este în continuare activă cu 4 planete, deci nativii muncesc, nu se încurcă, dar pe cât de motivați sunt să-și rotunjească bugetul conform muncii depuse, pe atât de mult pot întâmpina tot felul de aspecte dificile, provocatoare sau care să se dovedească greu de rezolvat. Deci, atenție și mai ales pentru toate zodiile că este o perioadă în care, mai ales cu acest Mercur retrograd, atenția pe detalii este mai necesară decât oricând, chiar și o scamă, de exemplu, dacă e necesar să fie observată, trebuie luată în considerare. În weekend, în intervalul 27-28 august, se consultă cu familia, părinții sau cu rudele sau cu prietenii apropiați, depinde fiecare cum consideră necesar acest lucru, despre cum să pună la punct câteva aspecte pecuniare, astfel încât să poată obține în scurtă vreme, și când spun asta poate să fie un interval de la o lună până la trei, să obțină ceea ce le este necesar pentru îmbunătățirea vieții pe partea material-financiară. De altfel, nativii s-ar putea confrunta în această săptămână cu cerințe, cu provocări, cu momente dificile din punct de vedere decizional, organizatoric și al capitalului de imagine, și chiar dacă ei găsesc soluții creative și își pun la punct destul de bine agenda de lucru cu toate cele necesare în detaliu, vor constata că parcurgerea acestei săptămâni, mai ales că ei sunt un semn de foc, poate să fie chiar un exercițiu de foc la propriu. Atitudinea este foarte importantă în intervalul 29-31 august, mai ales că luna le tranzitează semnul și îi predispune la o efervescență emoțională pe care s-ar putea ca nici ei să nu înțeleagă prea bine de ce se manifestă. Pot să simt așa un extaz, o bucurie de nedescris, fără o cauză anume, dar dacă se vor întreba din ce provine această stare, nu vor găsi răspunsul. Important este să se bucure de o asemenea trăire. Dar îi ajută această stare să fie eficienți și să poată, îndeosebi în 31 august, să beneficieze de oportunități, de schimbări pozitive din punct de vedere al implicărilor în afaceri, în proiecte, în chestiuni planificate pe termen mediu sau lung, astfel încât să evite aspectele tensionate sau dificile de care vorbeam. Intervalul 1-2 septembrie aduce provocări, divergențe decizionale și organizatorice la nivelul activității, deși, din punct de vedere profesional, lei se descurcă foarte bine. Rămân totuși mici aspecte dinspre anturajul colegial ce îi pot irita pe mai departe, și de asemenea atenție la acte, la documente sau la dosare sau la alte chestiuni similare care implică partea scriptică a problemelor, pentru că se pot pierde sau deteriora lucruri sau bunuri de care ei au nevoie sau de care pot să fie făcuți răspunzători în mod direct sau indirect. În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune, 28 august, 1 și 2 septembrie, se pot manifesta frustrări afective, de exemplu, discuții sterile și impulsivitate mocnită, și zile bune, 29 și 31 august. Atenție la zona digestivă, deci vorbim de sănătate, și la zona capului în 27 și 28 august, la zona cardiovasculară, renală, intestinală, hepatobiliară și circulatorie în intervalul 1-2 septembrie. Fecioară.
Nativii încă sunt favoriții zodiacului în perioada analizată, deși din data de 30 august, Mercur, patronul semnului lor, intră în deplasare aparent retrogradă, cum am spus. Pe de o parte, este bine că pot realiza ce n-au reușit în săptămânile din urmă, deci pot să clarifice multe aspecte minore, dar foarte importante pentru statutul lor socioprofesional. Și aici este vorba mai ales de detalii ce țin de latura pecuniară. Pe de altă parte, trebuie să fie atenți la pierderi, furturi, deteriorări de acte, de bunuri sau de documente. În weekend, 27-28 august, pot beneficia de sprijinul unor prieteni pentru a pune la punct câteva chestiuni legate de capitalul de imagine propriu, de acte, de proiecte sau de afaceri în care își aduc și ei contribuția din punct de vedere al experienței și capacității organizatorice. De altfel, celor patru planete aflate pe semnul lor li se va alătura și Luna în interval 1-2 septembrie, cu faza de lună nouă, cum spuneam, cu efecte în planul afirmării de sine și al modului în care știu să se pună în valoare pe ei înșiși în condițiile în care, dinspre latura decizională, organizatorică și sau socioprofesională, primesc provocări care motivează să găsească noi modalități de rezolvare la nivel de detaliu în ceea ce privește chestiunile derulate în activitate. Dar până pe 1-2 septembrie au de parcurs intervalul 29-31 august, care vine cu alte chestiuni ce țin de relația cu șefii, cu autoritățile, cu instituțiile, de asemenea au de rezolvat responsabilități asumate și chestiuni de gestiune și organizare. Toate cele enumerate anterior, deși sunt favorizate din perspectiva dinamicii activității, din 29 până în 2 septembrie îi solicită din plin pe nativi, pe latura de comunicare, pe cea decizională a randamentului, a atitudinii față de sarcini pentru a fi îndeplinite și, indiferent de domeniul de activitate, să fie atenți la modul în care pun în practică tot ceea ce trebuie în privința acestor chestiuni. Desigur că și pentru cei care sunt șefi, perioada oferă cam aceleași circumstanțe solicitante, îndeosebi din punct de vedere al actelor, afacerilor și mediului relațional parteneriat. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 27 august, 1-2 septembrie, se pot manifesta frustrări sau impulsivitate mognită față de partener și zile bune, 28, 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se mențin atenționările în ceea ce privește zona digestivă în 27-28 august, de asemenea atenție la zona cardiovasculară în intervalul 29-31 august și la zona hepatobiliară, circulatorie, respiratorie, intestinală și renală în intervalul 1-2 septembrie. Luăm acum o pauză de publicitate și vom reveni cu celelalte zone. Am revenit în direct și continuăm cu predicțiile astrale pentru perioada 27 august-3 septembrie. Iar acum la rând este zodia Balanței. Nativii au posibilitatea în această perioadă de a lucra la propria latura personalității, astfel încât să poată obține ulterior beneficii și avantaje folosindu-și capitalul de imagine și latura comunicării. Oricum, asta pentru timidele balanțe de obicei va fi revizuită începând cu data de 1 septembrie, această posibilitate, dar până atunci, în weekend 27-28 august, balanțele se pot confrunta cu situații și împrejurări tensionate din punct de vedere relațional, atât în ceea ce privește viața de familie, se poate întâmpla ceva mai pregnant decât de obicei, o chestie în interiorul familiei, cât și referitor la cerințele socioprofesionale. Cel puțin în weekend, analizează foarte obiectiv toate aspectele care îi implică în activitatea desfășurată, indiferent de poziție și domeniu. Deci acum, în weekendul care urmează, balanțele își fac așa un mic examen despre cât de eficient este activitatea pe care o desfășoară ei. Pentru balanțe, săptămâna începe
în intervalul 29-31 august cu chestiuni destul de importante care se pot petrece în anturajul profesional, în sistemul relațional, fiind vorba cu preponderență de decizii, de organizarea unor segmente de activitate care cer mult mai multă atenție la nivel de detaliu decât până acum. Este posibil ca nativii să întâmpine unele dificultăți la nivel de planificare, de acțiune sau de inițiativă, chiar dacă mediul relațional partenerial se dovedește foarte flexibil și favorabil pentru nativi. Personalitatea balanțelor tinde acum să fie bombardată de elemente și atitudini impulsive care pot surveni în mod majoritar dinspre mediul colegial, pot fi tot felul de chichițe, găselnițe, situații, șicane, fricțiuni. Iar din această perspectivă, balanțelor nu le place să lucreze deloc sub presiune. E ca și când cineva stă în spatele tău și te tot sâcâie cu un creion să te împungă în spate, în timp ce tu ești foarte atent la niște detalii să nu greșești. De aceea este bine să evite conflictele de atitudine, căci în intervalul 1-2 septembrie cele menționate se pot intensifica, iar efectele pot amprenta negativ nu doar personalitatea sau capitalul de imagine, ci și existența balanțelor ca evoluție. Deci dacă ele răbufnesc, s-ar putea să dea naștere unui șir de cauze și efecte de consecințe care să le îndrepte prin atitudine și reacție către ceva destul de neplăcut, care să le schimbe oportunitățile pe care le pot avea. Atenție mai ales pe data de 1 septembrie la modul de manifestare față de șefi sau față de alte persoane ce dețin posturi sau funcții cu autoritate, pentru că, exact cum spuneam mai înainte, consecințele pot să fie destul de nefaste. Deci a se evita în această săptămână, cel puțin și în ziua de întâi, mai ales conflictele de orice fel. Chiar și dacă stați acasă și nu vă duceți nicăieri, balanțelor, să spunem că se întâmplă să dea cineva un telefon și poate să fie o persoană importantă de care depinde, știu, o profesia noastră sau anumite chestiuni, și este bine să luați aminte de a nu isca nici măcar la telefon discuții în contradictoriu. În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune, 27-28 august, 1 și 2 septembrie, pot să se manifeste frustrări din cauza banilor, probleme discutate în familie, cum s-ar spune, impulsivitate și atitudine agresivă, datorită faptului că balanțele nu reușesc să rezolve niște cerințe care sunt ale celorlalți față de ei, și zile bune 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se mențin atenționările în ceea ce privește zona digestivă, aparatul excretor, etajul renal în 27-28 august, atenție la zona cardiovasculară, hepatobiliară, circulatorie, renală și lombară în intervalul 1-2 septembrie. Scorpion. Unii nativi ar intenționa să se mute cu locuința în weekendul care urmează, mai ales, de exemplu, cei tineri sau care sunt, să spunem așa, la un început de drum, mai ales că vine faza de lună nouă, deci începutul unor noi lucruri. Deși în data de 28 august s-ar putea trezi cu surpriza că, deși vor foarte mult să realizeze acest lucru, nu dispun de mijloacele necesare ca să o și facă. Alții folosesc relațiile pe care le au pentru a se implica cel puțin ca discuții preliminare în mici afaceri sau mici proiecte, de pe urma cărora să se aleagă cu ceva beneficii materiale sau financiare, pentru folosul personal, evident. Unii s-ar putea să aibă ceva probleme pecuniare majore datorită unor circumstanțe oscilante în mediul de activitate. Pentru scorpioni, lucrurile decurg destul de tensionat la început de săptămână, în sensul că, deși pe partea rezultatelor în muncă stau destul de bine și cu ceva speranțe de a încasa ceva mai mulți bani, este posibil să intre în conflict de atitudine, îndeosebi pe relația cu șefii, dar și cu alte persoane cu funcții importante, de exemplu se duce la un ghișeu sau la o instituție unde are de rezolvat ceva important, un act, și acolo constată că nu este servit cum trebuie și poate să izbucnească într-o stare de nemulțumire care să implice mediul respectiv cu consecințe nefaste.
sau cu autorității oficiale, cum spuneam, în intervalul 29-31 august. Deci în aceste 3 zile, atenție scorpionilor, cum vă așterneți ca să puteți obțineți rezultate fără prea multe neplăceri. Aceste aspecte provocatoare care sunt stârnite de o serie de nemulțumiri ale nativilor le pot cauza probleme decizionale și organizatorice, afectându-le randamentul atât în plan profesional cât și în viața domestică de familie. Cum s-ar zice, scorpionii muncesc bombănind, că nu sunt luați în considerare în ceea ce privește anumite doleanțe pe care îi le exprimă. Dar dacă își vor menține seriozitatea și randamentul, vor constata că acest lucru va fi fost doar un fel de exercițiu al destinului sau al împrejurilor, luați-o cum vreți, pentru a vedea cât de buni sunt în ceea ce fac. Alte aspecte dificile îi așteaptă în intervalul 1-2 septembrie, pot să fie, de exemplu, provocări pe latura afirmării de sine sau în ceea ce privește randamentul pe care îl dau ei în muncă sau pe partea de organizare, și s-ar putea să fie testați în acest sens, mai ales cei tineri. Și din acest punct de vedere să înțeleagă că este o zi decisivă pentru viitorul lor din punct de vedere profesional, mai ales, cum spuneam, cei care sunt la început de drum sau încep ceva nou în alt loc. Mai vorbim în ziua de 1 septembrie și de oportunități relaționale ce le schimbă viața. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 28, 29, 30, 31 august, 1 septembrie, frustrări mocnite, impulsivitate, gelozie, stări de nervozitate și agitație interioară. Și zile bune, 27 și 2 septembrie. Atenție pe partea de sănătate, la zona digestivă și la zona capului în intervalul 27-28 august, la zona cardiovasculară în 29-30 și 31 august și de asemenea la zona hepatobiliară, circulatorie, lombară și renală în intervalul 1-2 septembrie. Săgetător. Deși ar vrea să se mai destindă și prin intermediul diferitelor forme de relax și distracție, nativii constată în weekend că pentru asta ar fi nevoie să cheltuie ceva bani, nu că n-ar avea, dar probabil sunt niște cerințe mai exigente acum și cum în perioada asta au sume alocate probabil pentru alte obiective, s-ar putea să petreacă un sfârșit de săptămână cam solitar. Dar le prinde bine asta pentru că așa își pot pune în ordine unele priorități asupra cărora nu erau ei suficient de siguri în ultima vreme. În data de 28 august este posibil să aibă un diferent de atitudine sau de opinie cu cineva apropiat, poate să fie, de exemplu, chiar partenerul de cuplu sau cineva din familia din care provine, tatăl, mama sau o rudă, și ei riscă cel puțin o pierdere pecuniară sau de oportunitate în acest sens. Deci poate să fie o problemă legată de niște posibilități financiare și dacă nu se cade de acord, atunci această chestiune nu se mai îndeplinește. Oricum, săgetătorii încep săptămâna cu aspecte foarte bune în privința implicărilor în diferite proiecte, afaceri, alte activități în care tehnologia, aparatura electronică și gestiunea de date și mai ales tot ce ține de elemente de tehnică modernă sunt elemente forte care susțin din plin activitatea și organizarea profesională a nativilor. Acestea se petrec în intervalul 29-31 august, cu precădere în ziua de 30 august, fiind oportunități excelente pentru săgetători de afirmare profesională și mai ales în plan personal, pe fondul unor circumstanțe care, deși pot să pună probleme din punct de vedere al capitalului de imagine, al credibilității, al randamentului sau al relațiilor cu șefii și cu alte persoane importante sau cu foruri oficiale, după nuanță și caz, pot asigura reușita dacă nativii țin seama de aspectele de relaționare ierarhică în ziua de 1 septembrie. Deci să respecte statutul ierarhic și atunci toate lucrurile se vor derula fără mari probleme sau chiar fără probleme. De ce nu? Deci, cu alte cuvinte, săgetătorii să țină seama de detalii la nivel de atitudine, atât în ceea ce îi privește, cât și referitor la cei din jur. Se mai poate vorbi în intervalul 1-2 septembrie de chestiuni practice ce necesită atenție sporită,
pe comunicare, pe detalii, pe partea de planificare pentru a obține rezultate concrete. În ceea ce privește relația de cuplu, în acest sens, zile mai puțin bune sunt 28, 29, 30 august și 1 septembrie. Se pot manifesta stări de nervozitate accentuată, agitație și capricii de moment care tulbură echilibrul în familie și zile bune 27, 31 august și 2 septembrie. Pe partea de sănătate se mențin atenționările în ceea ce privește zona digestivă, aparatul excretor, 27-28 august, atenție la zona cardiovasculară, hepatobiliară, circulatorie renală și intestinală în intervalul 1-2 septembrie. Capricorn. Nativii ar putea avea parte de un weekend foarte bun din punct de vedere relațional, afectiv și emoțional, chiar dacă în ziua de 28 august ar putea parcurge momente schimbătoare din perspectivă pecuniară și a unor atitudini în familie care nu prea cadrează cu dezvoltarea nativilor în materie de bună dispoziție. Pot să fie, de exemplu, lucruri sau aspecte ce țin de necesitatea de a-și asigura un buget stabil, chiar dacă este minim, dar stabil pentru o perioadă de timp de acum încolo, câteva săptămâni sau luni bune, și acest lucru se poate schimba, ceea ce le cam strică nativilor unele priorități. Totuși, se pot plia pe situația de moment, având posibilitatea de a beneficia de distracție, precum și de suportul unor rude sau prieteni sau al altor cunoscuți cu care vor să împartă aceste momente de relaxare. Cum s-ar spune, chiar dacă nu au foarte multe parale în buzunar, ei mizează pe bucuria de moment pe care vor să o împartă cu ceilalți și dacă ei reușesc să-și mențină tonusul din punctul ăsta de vedere, atunci toate lucrurile sunt frumoase și ok. Capricornii au parte la început de săptămână de oportunități excelente de afirmare proprie în contextul în care prioritățile le sunt acum susținute de un randament și de o organizare mai metodice în intervalul 29-31 august, ce le poate servi drept rampă de lansare pentru a-și planifica alte scheme de activitate prin intermediul cărora să poată suplini eventualele lipsuri de pe alte laturi de activitate sau chiar laturi care presupun veniturile. Iar asta vizează, în primul rând, bineînțeles, cu am spus și adineauri, factorul financiar. Dar atenție să nu decidă în necunoștință de cauză și nici să nu tărăgăneze luarea deciziilor, pentru că altfel pot pierde unele ocazii de a-și rotunji bugetul. De altfel, ei au acum posibilitatea în intervalul 29-31 august de a face o schimbare majoră în atitudinea cu care tratează aceste lucruri, mai ales în planul posibilităților socioprofesionale și în privința modului în care ei vor trata lucrurile pe viitor din perspectiva afirmării personale în raport cu domeniul socioprofesional. Deci, văzând că unele lucruri nu sunt așa cum se așteptă ei, chiar dacă sunt după discuții și alte acorduri stabilite anterior, în funcție de aceste aspecte, nativii schimbă din mers niște aspecte, niște idei, niște concepții ca să poată să se adapteze la cerințele cu care au de-a face pe mai departe. De altfel, intervalul 1-2 septembrie vine pentru ei cu provocări și cu motivații pe partea de implicare, de cooperare și de asociere pentru diferite afaceri, proiecte mai mici și mai mari, și nativii sunt deciși să folosească în ziua de 1 septembrie toate oportunitățile posibile pentru a avea parte mai târziu de rezultate pe măsură din punct de vedere pecuniar și al avantajelor materiale. Deci, exact ce spuneam, schimbând niște elemente conceptuale din mers pentru a putea să se plieze pe cerințele momentului, ei se adaptează într-un mod flexibil la noile circumstanțe.
În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune sunt 28 august, 1 și 2 septembrie. Pot să se manifeste capricii, frustrări, discuții și gelozie și zile bune 27, 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se menține și pentru ei atenționarea în ceea ce privește zona renală, digestivă, aparatul excretor, intervalul 27-28 august și de asemenea atenție la zonele respiratorie, hepatobiliară, circulatorie, lombară și cardiovasculară în intervalul 1-2 septembrie. Vărsător. În weekend, îndeosebi în ziua de 28 august, nativii pot face deplasări de agrement. Indiferent că sunt pe distanțe scurte sau mai lungi, ei fac aceste deplasări împreună cu prieteni, cu rude sau împreună cu niște cunoștințe, cheltuind ceva bani, deși s-ar putea ca în ziua menționată să traverseze și momente în care ceea ce au planificat în acest sens să se schimbe brusc, există și acest risc, să spunem, această împrejurare, datorită faptului că pot primi niște vești sau niște informații legate de un eveniment care s-ar putea să le dea puțin peste cap ziua și care să aibă legătură cu familia sau cu neamurile, ca să spunem așa, rudele, veri, verișori, cumnați, unchi, mătuși și așa mai departe. Este posibil să audă în anumite cazuri, cum este de exemplu, să audă fie despre decesul cuiva, fie despre divorțul neașteptat al altor cunoscuți sau pur și simplu ei înșiși ar putea trece în ziua de 28 august printr-o situație neplăcută din punct de vedere decizional. Pot să intre într-o situație neplăcută care să-i forțeze să iau decizie deși ei n-ar vrea să facă asta. Deci, din punct de vedere decizional, pentru că nu s-ar pune de acord cu cineva în chestiuni legate de obiective planificate. Poate să fie cineva din familie sau dintre cunoștințe, rude sau prieteni. Săptămâna le aduce în prim plan, chiar din primele sale zile, 29, 30 și 31 august, o serie de oportunități excelente referitoare la activitatea și implicarea lor în mediul relațional și partenerial cu rezultate pe măsură. De altfel, nativii în acest sens își organizează meticulos agenda de lucru, decid strict pe chestiunile de interes imediat și au și inițiative cu bătaie lungă în timp, chiar din data de 30 august și luându-le pe toate la un loc, așa privindu-le dintr-o margine, este foarte important ce decid și ce fac mai ales în ziua menționată, deci în 30 august. Timp de 3 zile este necesar să-și mențină disponibilitatea, flexibilitatea, capacitatea de dialog, comunicarea pentru a obține acorduri și a-și îndeplini obiectivele planificate pentru această perioadă, deci 29, 30 și 31 august. Pe de altă parte, trebuie să fii atenți la unele detalii scriptice între 1 și 2 septembrie, mai ales nu uitați că intră Mercur în deplasare retrogradă. De asemenea, să fii atenți și la modul în care își folosesc experiența pentru rezolvarea tuturor problemelor pe care le au de îndeplinit. Pot avea totuși dificultăți în ziua de 1 septembrie datorită unor divergențe de atitudine, de opinie sau de decizie pe sistemul relațional, deci se pot vii situații în care vărsătorii să se contreze pe niște opinii sau niște lucruri discutate cu alte persoane din sistemul relațional și să nu fie de acord sau să nu existe o punere de acord asupra subiectelor discutate, iar aceste chestiuni ar putea duce la pierderi de oportunități favorabile propriei existențe în primul rând și de-abia în al doilea rând domeniului profesional. Mai pot fi aspecte juridice foarte, foarte importante ce se rezolvă favorabil din punct de vedere pecuniar, mai ales, de exemplu, pentru cei care, să spunem, au în derulare activități de tip privat. În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune,
28 august, 1 și 2 septembrie se pot manifesta capricii, discuții, îndoiperi și atitudini încărcate de nervozitate. Pot să fie scurte aceste momente, dar destul de intense, ceea ce poate tulbura suficient de mult echilibrul în familie. Și zile mai bune, 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se mențin atenționările și pentru ei, în privința zonelor digestivă și la nivelul capului, în intervalul 27-28 august, de asemenea atenție la etajul cardiovascular, hepatobiliar, la zona circulatorie și cea renală, precum și la etajul respirator, în intervalul 1-2 septembrie. Și în cele din urmă, pești. Se mențin aglomerarea de planete și săptămâna aceasta pe casa relațiilor și a parteneriatelor, iar luna va tranzita această casă pentru nativi în intervalul 1-2 septembrie, oferindu-le peștilor oportunități mult mai bune decât în ultima perioadă de timp, care le pot aduce mari satisfacții în privința modului în care se derulează existența lor. Deci ei, din punct de vedere al stilului de viață, pot fi susținuți acum de aceste circunstanțe favorabile și mai ales din punct de vedere al motivațiilor pentru îndeplinirea pe mai departe a unor obiective personale foarte importante. În weekend, în ziua de 28 august, nativii s-ar putea să nimerească într-o conjunctură totuși mai puțin favorabilă, în care de voie de nevoie să cheltuie niște bani pentru o rudă, într-o situație care s-ar putea să survină brusc. Pot să fie niște cheltuieli pentru sănătatea cuiva sau pentru niște cerințe care, deși sunt foarte importante, pe moment s-ar putea să nu fie posibil să fie îndeplinite în mod integral. Și drept pentru care peștii se străduiesc foarte mult să rezolve la modul cel mai bun posibil acest lucru. De asemenea, este posibil ca un nativ să vândă sau să închirieze în mod neașteptat un imobil, dacă au așa ceva, bineînțeles, sau niște bunuri de valoare, pot să fie bijuterii și dacă le duc la amanet, de exemplu, pot să obțină un preț mult mai bun decât de obicei. Se întâmplă, este o circunstanță foarte favorabilă sau pot să fie alte lucruri pe care vor să le valorifice pentru folosul personal. Pentru ei, săptămâna aduce în intervalul 29-31 august aspecte, momente, circumstanțe foarte favorabile ce vizează decizii, organizarea și relaționarea cu șefii, cu persoane cu funcții importante sau cu structuri ierarhice cu care nativii au de face din multe puncte de vedere. Și nativii cu precădere în ziua de 30 august pot avansa în funcție. Deci iată o veste bună pentru cei care așteaptă de ceva vreme asemenea chestiuni. Pot primi ranguri sau onoruri sau chiar pot să aibă acces, fie și temporar pentru câteva săptămâni, la niște funcții mai bune care pot să atragă pe măsură o remunerație corespunzătoare sau niște avantaje mult mai mari decât le aveau ei până acum. Pe de altă parte, atenție totuși la modalitatea de dialog și de punere în prim plan a propriului capital de imagine, deoarece este posibil să survină împrejurări nefavorabile din perspectiva unui obiectiv sau a unor obiective, depinde de la caz la caz, ce țin de domeniul socioprofesional, chiar dacă pe partea de detalii, din data de 1 septembrie, nativii pot obține ce n-au reușit vreme de câteva luni, referitor la un proiect, la o afacere sau la un obiectiv ce trebuie îndeplinit. Pe de altă parte, la fel de bine, atenție că pot pierde, dacă nu sunt atenți la detaliile respective, pot pierde niște șanse foarte, foarte mari și foarte, foarte bune care să treacă pe lângă ei doar pentru că n-au știut să se folosească de detaliul despre care au crezut că nu poate să facă mare lucru într-o problemă importantă. Deci vorbim de momente în care nativii trebuie să-și folosească la maxim flerul și să depășească provocările și dificultățile survenite pe partea de afirmare personală, mai ales în domeniul profesional.
În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune sunt 28 august, 1 și 2 septembrie. Se manifestă capricii, agitație interioară și o accentuată lipsă de flexibilitate față de partener și zile bune 29, 30 și 31 august. Pe partea de sănătate se mențin atenționările în ceea ce privește zona digestivă, aparatul excretor, pot să apare complicații în acest sens în 27-28 august, deci mare, mare atenție și de asemenea atenționările se mențin și în privința zonelor renală, circulatorie, hepatobiliară, intestinală și respiratorie în intervalul 1-2 septembrie. Acestea au fost predicțiile astrale pentru intervalul 27 august 3 septembrie. În încheiere, pentru că mai avem câteva momente, rețineți ziua de 1 septembrie, foarte importantă, faza de lună nouă pe conjuncție cu nodul sud în semnul Fecioare cu un Mercur retrograd care cere mare, mare atenție chiar și la ceea ce gândiți și nu neapărat doar să și vorbiți. Acestea fiind zise, eu vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la un nou set de predicții și, ca de obicei, vă spun în încheiere, cale ușoară și multă lumină.